Bună ziua, sunt din nou la sediul central stuparu.ro din Cluj-Napoca vis-a-vis de aeroport. Vă așteptăm dacă vreți să-l vizitați și vreau să vă prezint o marcă nouă în România de încălzitoare tip spirală pentru miere. Haideți să vă arăt în ce constă diferențiatorul această marcă nouă. E o marcă profesională. Ideea de bază este că se poate cumpăra rezistența separat față de termostat. Și dacă în viitor se arde rezistența, atunci se poate înlocui și nu mai plătim prețul întreg la un tot decristalizator. Le vedeți aici lângă mine montate. Nu se montează greu, ele vin în, cum îi spune, în pachet cu elementele de montaj. Așa, se observă aici, sunt niște găuri, cele două mufe cu care se conectează rezistența, iar aici avem senzorul. Senzorul acesta este senzorul pentru termostatul analog, care îl vedem aici pe această cutie. Și mai avem o serie de termostate digitale, care sunt expuse acolo, unde veți putea urmări temperatura setată și temperatura din miere digital. O să vă scrie efectiv ce temperatură este. Aici pe cel analog, învârtiți frumos și setați dumneavoastră pe acel cadran ce temperatură doriți și o să observați că se pornește sau se oprește acel LED în funcție dacă e pornită rezistența sau nu. Deci el are grijă să nu vă depășească mierea temperatura pe care ați setat-o. Deci rețineți, ApiVolt se numește această nouă marcă de încălzitoare tip spirală pentru topit mierea, pentru lichefiat. Și diferențiatorul la această nouă marcă este faptul că se poate cumpăra separat rezistența. Deci aveți un termostat care se montează pe rezistență. Dacă se arde rezistența, cândva într-un viitor, se poate cumpăra separat. Bun, hai să trecem un pic prin această gamă, să vedeți ce oferă. Deci, în primul rând, avem cele două versiuni, analog și digital. Fiecare dimensiune de spirală va fi și pe varianta analogă și pe varianta digitală. Și începem. Aceasta este de 210, diametru jos în milimetri și 500 de W puterea. Pe urmă mai avem una de 280 de milimetri și 800 de W puterea. Aici, de la stânga la dreapta, 330 de milimetri și 1200 de W puterea. Așa, mergem mai sus. Aici e un 370 de milimetri și 1000 de W puterea, așa e gândit. Iar producția, observați, ApiVolt made in EU. Sunt niște încălzitoare tip spirală făcute în Europa, deci nu sunt importate de prin alte țări, din Asia sau alte țări. Sunt făcute în Europa, cu garanție europeană, 2 ani de zile. Mergem mai departe. 420 dimensiunea jos, în milimetri, și 1200 puterea, consumul, 1200 de W. În spate vedeți două identice, doar termostatul este diferit. Sunt pentru butoaie de 200 de litri, 300 de kg de miere, acele butoaie care sunt folosite des în procesarea mierii și acestea au o putere de 1500 de W, deci cele care sunt pentru butoaiele mari. Acum nu le-am expus pe toate în acest spațiu restrâns, dar vă închipuiți la fiecare model, avem și varianta digitală și varianta analogă. E destul de înaltă tija, deja de la 330 de mm e înaltă tija și poate fi folosit ușor și în maturatoare din astea tip mai înalte. Vedeți că nu va ajunge în miere. S-ar putea un maturator de 75 de kg aproape s-ar putea folosi, dar varianta asta înaltă rezolvă problema. Bun, mai avem două surprize, tot ApiVolt, tot această marcă, dar sunt niște
încălzitoare diferite ca și design. Acesta e un încălzitor de tip șarpe. Aici aveți un consum de 225 W, o lungime de încălzire pe acest fir din silicon alimentar de 7 metri. Și ăsta vi-l introduceți dumneavoastră peste mierea care doriți să o decristalizați, cum doriți dumneavoastră. Faceți o spirală înăuntru și el va încălzi și nu va ridica temperatura mai mult de 45 de grade. Deci vă asigură că mierea e decristalizată la o temperatură bună, ca să nu stricați mierea, și se introduce frumos într-o priză europeană, fără nicio problemă. Bun. Așa. Și avem varianta asta centură. Eu chiar glumeam un pic înaintea filmului și ziceam șarpele și curaua lată. Așa, deci asta e varianta centură care merge pentru butoi de 200 de litri, 300 de kg miere. Acum noi n-am avut să punem de model doar unul mai mic și l-am adaptat noi un pic, dar vedeți, se prinde aici cu niște arcuri, introdus în priză și de aici setăm un pic temperatura, mai mică, mai mare. Vedeți, aici e indicatorul. E un mod de topit care nu strică nici această miere, va dura un pic mai mult timp, dar vedeți, nu necesită spațiu, se pune direct peste butoi, probabil vă coborâți dumneavoastră pe măsură ce se topește în butoi, poate mai trebuie mestecat un pic în butoi, va rămâne un bulgăre de miere necristalizat la mijloc și ăla trebuie spart manual, eventual la un moment dat. E interesant de testat, uite, îmi doresc și eu să testez un astfel de încălzitor tip centură. Șarpele ar vrea să-l testez și eventual o să mai testez un tip din acesta, tip spirală. Bun, cam asta ar fi gama completă. Apivolt, produs în Uniunea Europeană. Nu uitați, se poate cumpăra separat și rezistența. Asta e diferențiatorul acestei mărci. Totul e pe inox alimentar. Calitate foarte bună, se și observă, nu aveți nicio altă, nu știu, bridă, ceva de plastic care să intre în contact cu mierea. Totul e făcut pentru profesional. Bineînțeles, așteptăm întrebările dumneavoastră pentru mai multe detalii. Căutați pe site-ul stuparu.ro detalii despre produse, căutați Apivolt și le veți găsi. Și unde nu este clar, vă oferim cu drag mai multe informații, iar eu sper că în viitorul apropiat să pot să testez o parte din aceste tipuri noi de încălzitoare, să vedem efectiv cum funcționează. Mulțumim mult că ne urmăriți, că susțineți brandul stuparu.ro, magazinele noastre, canalul. Dacă v-a plăcut această prezentare, dați un like. Chiar și un share dacă considerați că prietenii dumneavoastră trebuie să vadă acest film. Iar dacă încă nu sunteți abonat la canalul nostru, faceți-o, fiindcă postăm destul de des. Apăsați și clopoțelul ca să fiți notificat pentru orice conținut video nou pe care îl postăm. Nu uitați, stuparu.ro înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră. Numai bine, sănătate multă!